primul subiect o să-l prezinte colega mea, Ioana Neagu, de la Centrul de Consultanță. Este vorba de un program pe capital uman, un program interesant, care are ca și termen limită 31 decembrie. Noi, ca și Cameră de Comerț, vom depune proiect pe această axă împreună cu firme care au câteva sute de angajați, în special dintr-un anume grup țintă și anume persoane de peste 40 de ani, care urmează să primească diverse calificări. Mai multe detalii o să vă spună colega mea, Ioana Neagu, dar pe lângă cameră sunt și alți beneficiari sau organizații potențial aplicanți. O să vă citească colega mea lista și zic eu că ar fi bine să le accesăm, o să impacteze o serie de persoane din anumite grupuri defavorizate sau vulnerabile, nu? Din mediul rural, în special, da. Persoane peste 40 de ani sau persoane cu un nivel redus de calificare. Deci Camera de Comerț și Industrie vă informează că începând cu data de 4 noiembrie se pot depune proiecte în cadrul programului operațional Capital Uman pentru finanțarea proiectelor care prevăd măsuri destinate creșterii participării la programele de formare profesională continuă, așa cum am spus, pentru adulți cu un nivel scăzut de calificare, pentru persoane peste 40 de ani sau din zonele rurale defavorizate. Prezentul apel se depune în cadrul axei prioritare 6, obiectivul specific 6.12. Zonele sau regiunile în care se pot depune proiecte sunt aproape toate regiunile României, mai puțin regiunea București-Ilfov, care este considerată o regiune dezvoltată. Acțiunile care sunt sprijinite în cadrul acestui apel sunt acțiuni de consiliere profesională pentru încurajarea participării la programele de formare profesională continuă, sprijin pentru participarea la aceste programe de formare, acțiuni de evaluare și recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite, precum și organizarea de campanii de informare pentru conștientizarea nevoilor de participare la programele de formare profesională continuă. Grupul țintă, pe care trebuie să-l ia în considerare oricare entitate care vrea să depună proiecte în acest apel, este de minim 500 de angajați, inclusiv persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, cu un nivel scăzut de calificare sau peste 40 de ani sau care provin din mediul rural defavorizat. Condiția esențială pentru a face parte din grupul țintă este ca persoanele respective să fie angajați. De asemenea, există condiția ca reședința acestora să fie din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale țării, au vârsta de peste 25 de ani și sub 65. În categoria de solicitanți eligibili se încadrează organizațiile sindicale, organizațiile patronale, asociațiile profesionale, furnizorii de formare profesională continuă, furnizorii de servicii de consiliere și orientare profesională, de asemenea camerele de comerț și industrie, precum și alte ONG-uri. Bugetul alocat pentru prezentul apel este de 60 de milioane de euro, iar valoarea maximă eligibilă a fiecărui proiect este de 1 milion de euro. Durata pe care se poate întinde un proiect este de maxim 24 de luni, iar proiectele, așa cum am spus, pot fi depuse între 4 noiembrie și 31 decembrie 2019. Trebuie să ai mai neapărat domiciliu în zona rurală? Nu. Deci, cele trei categorii sunt peste 40 de ani, cu domiciliu în zona rurală defavorizată sau cu un nivel scăzut de calificare care înseamnă minim, maxim 10 clase. Ok. Mulțumesc frumos. E un proiect care s-a făcut în Brașov cât mai multe fonduri și de acest gen. Probabil săptămâna trecută ați fost la întâlnirea de la Reduta, unde s-a făcut un bilanț. Pe exercițiul 2014-2020, Brașov a tras undeva la aproximativ 2 miliarde de euro contractați. Sperăm să fie absorbiți din aceștia cât mai mulți. Bun, următorul subiect o să fie tot o analiză economică, mai scurtă de această dată, e vorba de sectorul serviciilor pe anul 2018. Pe acest sector s-a înregistrat o creștere economică de peste 11%, respectiv 11,5% față de 2017.
aportul serviciilor în totalul cifrei de afaceri a județului Brașov fiind de 15%, respectiv 1,66 miliarde euro. Un procent cu 6% mai mare decât în 2017 a reprezentat numărul total de firme din domeniul serviciilor, respectiv 12.193 de firme. Comparativ cu numărul total al firmelor din Brașov, care este de 24.000, observăm că undeva la 50% din firme sunt în domeniul serviciilor, ceea ce reprezintă un indicator interesant într-o țară care este dezvoltată sau ne putem considera o economie a Uniunii Europene, serviciile tind să depășească 50%, în țările chiar foarte dezvoltate să ajungă la 66%. Ca și distribuția numărului de firme, cele mai multe sunt micro-întreprinderi, peste 11.400, 600 întreprinderi mijlocii, peste 101 întreprinderi mijlocii și 16 întreprinderi mari, iar o întreprindere este foarte mare. Aici presupun că e vorba de electrică în domeniul serviciilor. Ca și număr de salariați, aproximativ 45.000 de salariați au lucrat în aceste companii, cu 273 mai puțin decât în 2017. Distribuția salariaților pe întreprinderi este una foarte unitară, aș putea spune. 31% lucrează în întreprinderi, 26% în întreprinderi mici, 23% în întreprinderi mijlocii și 17% în întreprinderi mari. Cifra de afaceri pe tipuri de întreprinderi la fel este distribuită cumva proporțional cu numărul angajaților în aceste companii. Statistica o aveți pe graficele, pe materialul prim. Da? Și acum o să vă prezint și subiectul cu topul național, faza județeană. În acest an vom organiza topul un pic mai târziu, după, hai să spunem, perioada de alegeri, ca să nu mai avem discuții nici din stânga, nici din dreapta, că am folosit evenimentul ca o campanie sau un scop electoral, mai bine spus. În acest an ediția o să fie cea mai mare ediție organizată până acum de Camera de Comerț și Industrie, ținând cont de trendul din ultimii 2-3 ani, numărul a crescut de la 250 la 300, în primăvară au 400 de companii prezente, acum ne așteptăm să fie peste 500 de companii prezente la eveniment. Începem să poziționăm evenimentul ca un eveniment de networking, unde oamenii să se cunoască, să dezvolte ulterior acest eveniment relații economice, comerciale, să fructifice această oportunitate. Și partea de speech-uri vrem să îndreptăm spre zona economică. Vom avea invitați din această zonă. Unul dintre invitații este Lucian Croitoru de la BNR. Un alt invitat este Părinile de la Asociația Hotelierilor din România, tot din București. Mai așteptăm încă două confirmări, astfel încât cei care urcă pe scenă și se adresează mediului de afaceri să transmită un mesaj de esență privind, știu eu, cum percep ei perioada următoare, cum percep perioada actuală și ce modificări ar putea interveni în mediul economic, atât intern cât și la nivel macro. Conferința se va desfășura la centrul de conferință, de fapt gala se va desfășura centrul de conferință Lux Divina. O să fie extinsă, practic programul va începe la ora 16.30, un program de welcome cocktail și networking, o să fie 15 expozanți în sală, de la degustări de vinuri, degustări de cafea, vom avea inclusiv un camion interactiv în sală, vom avea un mic showroom, vor fi firme din domeniul IT-ului, vor fi firme care recondiționează distribuitoare, inclusiv propriu distribuitoare, o mașină electrică și multe alte surprize. O să avem și un moment din acesta fashion pentru băieți și pentru fete, firme autohtone din Brașov, costume office, atât doamne cât și domni. Și acum, ca să revenim la esența evenimentului, unde vor fi premiate companiile, din totalul de 24 de companii din Brașov, pe criteriile financiere, respectiv profitabilitate, cifră de afaceri, profit din exploatare, o serie de alte criterii care ne sunt impuse de Camera României, metodologia o puteți găsi pe site-ul Contribuției pe care sunteți interesați, au intrat în top și, bineînțeles, firme care nu au datorii sau nu s-au în insolvență.
undeva la 2600 de firme care sunt clasate pe locurile 1, 2 și 3. Pe locul 1 sunt 900 de companii, pe locul 2 812 și pe locul 3 900 de companii. Acum, în general, evenimentul se desfășoară pe următorul program. După festivitatea de decernare a premiilor, sunt intervențiile speakerilor, după care urmează și un program artistic și de socializare. În acest an o să avem, apropo de program artistic, un invitat special, o cântăreață de saxofon, care se mulează foarte bine pe genul ăsta de evenimente business. În cadrul conferinței, ca și element de noutate, o să implementăm Slido, deci conferința va fi interactivă. Speakerii vor răspunde la cele mai interesante întrebări pe care sala le va pune prin intermediul aplicației. E foarte interesantă aplicația, dacă nu o știți. Spre exemplu, oricine dintre cei prezenți în sală vor pune o întrebare, toți ceilalți intră pe un site, accesează cu cod 3D0 conferința noastră, văd întrebările și dau like-uri ca pe Facebook sau ca pe Instagram la întrebările care mi se par interesante. Și cele mai interesante trei întrebări o să primească răspunsul de la speakerii care au vorbit la începutul conferinței. La finalul conferinței va fi sesiunea de răspunsuri și cele mai interesante întrebări vor primi răspunsul, să fie interesant. Și setup-ul o să fie foarte interesant. O să avem o scenă destul de mare și un ecran de 50 de metri pătrați ca să se transmită foarte bine mesaj, să se promoveze companiile care au interes să se promoveze la eveniment. Și zicem noi că o să fie cel mai de actual eveniment al nostru de până acum. Cu alte detalii, asta a fost mai mult un teaser, o să revenim cu o săptămână înainte de eveniment. Să vă precizăm exact ora de începere, 16 sau 16.30 și alte detalii legate de organizare. Cam atât, vă mulțumesc frumos!